Poate te întrebi de ce să vorbim despre diferența dintre ton și somon. Și eu o să-ți răspund cu drag. Pentru că toți părinții, zeci de mii de părinți, pe care eu îi consiliez de atâția ani, iau în considerare mai ales acești doi pești când vine vorba despre pește pentru copiii lor. Ton pentru paste cu ton, pizza cu ton sau salată cu ton, iar somonul pentru sandvișuri, paste cu somon, somon la grătar sau bruschete cu somon. Cred că o să-ți placă ce o să afli în continuare, anume despre care pește e mai bun pentru mâncare. are o textură și un gust mai de carne decât somonul, datorită conținutului foarte bogat în proteine. În timp ce somonul are o textură mai grasă, pentru că el nu are așa multă proteină, dar are acizii grași atât de importanți pentru sănătate. Într-o comparație exactă, somonul are 11 grame de grăsime în aproximativ 100 de grame, în timp ce tonul are sub 1 gram. Nu te speria când auzi de grăsime, pentru că vorbim de fapt despre acizi grași, printre care și celebrul omega-3, adică grăsimi care fac doar bine. Omega-3 este un acid gras de care corpul uman are mare nevoie și pe care nu îl poate sintetiza singur, are nevoie de el din mâncare. Omega este esențial pentru dezvoltarea creierului și pentru inimă, iar pentru părinții care au probleme cu colesterolul vă spun că există studii internaționale care demonstrează că somonul este un pește ce reușește să cadă colesterolul rău și chiar să și crească pe cel bun. The American Heart Association recomandă să mâncăm fructe de mare și în special pește gras de două ori pe săptămână. Cei mai mulți știm că nu prea există vitamina D în mâncare și că trebuie să o luăm din suplimente, însă... Somonul are vitamina D, chiar mai multă decât tonul. Vitamina D are efecte mari și vizibile nu doar asupra sănătății oaselor, ci a imunității în general și în sănătatea inimii, a creierului, a cancerului. Iată în continuare cifre mai exacte ca să afli tot ce te interesează când e vorba despre ce pește să alegi din punct de vedere conținut caloric și de substanțe hrănitoare. Bine, tonul, pește mare, știm că poate conține mult mercur. Cum facem în cazul ăsta cu copiii? Într-adevăr, mercurul este un metal deosebit de periculos, neurotoxic, adică atacă direct creierul și poate afecta cu consecințe tragice dezvoltarea copiilor. De unde este mercur în pești? Din cauza erupțiilor vulcanice sau a exploatărilor industriale, mercurul ajunge în ocean și se depune din ce în ce mai mult, după care peștii îl ingerează. Când peștele mare îl mănâncă pe cel mic și cel mic este contaminat cu mercur, metalul se acumulează în carnea peștelui mare. Astfel, Peștele devenind mult mai toxic. Din acest punct de vedere, tonul este mai periculos decât somonul. Un pește ton poate atinge o lungime între 2 și 5 metri, în timp ce salmonul ajunge abia la 70-75 de centimetri, cele mai mari exemplare, nedepășind 1,2 metri ca lungime. Iar dacă vreți să-i fascinați pe copiii voștri și să-i faceți să aibă emoții pozitive, emoții faine atunci când se gândesc sau mănâncă ton, puteți să le spuneți că greutatea unui ton este între 250 și 900 de kilograme, ce somonul nu depășește în greutate 6 kg. Asta înseamnă să nu mâncăm numai ton, ci să combinăm peștii între ei și pe cât posibil să alegem soiurile cele mai curate. Cu cât le combinați mai des, cu atât vă feriți de expunerea la mercur și beneficiați de toți nutrienții celor două tipuri de pește. La ton, alegeți astfel în funcție de concentrația în micrograme de mercur în 85 de grame de pește. Iată! Vă las cu toată dragostea aici o listă cu animalele marine, în funcție de nivelul de mercur descoperit în ele, ca să vă fie ușor să alegeți conștient. Ce mâncați voi și copiii voștri? Lista este în ordine crescătoare a nivelului de mercur, așadar, primul aliment pe care îl veți vedea are cel mai puțin mercur, tot ce urmează după primul are o concentrație din ce în ce mai mare din acest metal periculos. Există vreo diferență de care să ținem cont între somonul sălbatic și cel din crescătorii? Da. Orice pește, nu doar somonul, mănâncă alge și pești atunci când trăiește în mediul lui natural, adică în sălbăticie. Mai mult de două treimi din peștele care ajunge pe mesele noastre este oferit de către pescării. Vine din acvarii, nu din râuri, mări sau oceane. Asta nu înseamnă neapărat ceva rău, ci doar că acești pești mănâncă mâncare procesată și e posibil să primească și antibiotice care ajung în omul care îi mănâncă. Având în vedere că diferențele nu sunt mari între cei doi, adică grăsimi, 5 grame per 100 de gram la somonul sălbatic, 15 grame la cel de fermă. Calciu, 39 de miligrame la sălbatic, 10 miligrame la fermă. Fier, 1 mg la sălbatic, 0,03 mg la somonul crescut în pescărie. Așadar, dacă aș fi eu, l-aș alege mai degrabă pe cel sălbatic sau pe cel crescut în zone ecologice atent controlate. Dar la ton se aplică aceleași criterii? De obicei, când vrem să le dăm copiilor ton, alegem conservele de ton și ne punem mereu întrebarea dacă o fi bine sau dacă nu cumva ar trebui să le dăm ton congelat. Pentru că proaspăt nu sunt opțiuni prea multe la cumpărare. Vă spun eu, însă, că există și ton în borcane de sticlă. Asta pentru cele care vreți să fiți cât mai aproape de zona sustenabilă, ecologică, sigură a hranei. Dacă e ton în ulei. Pregătește-te să ai o porție mai plină de sodiu decât dacă iei ton în suc propriu sau în apă, care este mai plin de omega-3 decât cel în ulei. Ambele tipuri sunt pline de nutrienți, precum vitamina D, seleniu sau iod, elemente care, atenție, nu se regăsesc cu ușurință în orice mâncare. Dacă te temi de conserve, alege conform acestor criterii conserve BPA free, adică fără bisfenol A, să fie integre, fără zgârieturi, fără găuri sau orice alte semne care să pună în pericol conținutul conservei, ai grijă să nu curgă nimic din conservă atunci când o iei de pe raft, desigur să nu fie uleioasă sau umedă și să nu aibă vreun miros ciudat. Apropo de zona sustenabilă, în Lidl, peștele are pe ambalaj un logo, o siglă care ar fi bine să știți ce înseamnă. MSC e prescurtarea de la Marine Stewardship Council, o organizație internațională non-profit de reglementare a pescuitului excesiv, care duce la depopularea oceanelor și amenință ecosistemul. Așadar, dacă vreți să susțineți pescuitul responsabil și să mâncăm pește fără să amenințăm specia cu dispariția ei de pe fața pământului, alegeți vă rog ton care are pe etichetă certificarea, adică logo-ul MSC.